ați venit sau revenit pe canalul meu, iar dacă ești pentru prima dată aici, eu sunt Alexandra, bine ați venit! Astăzi am un nou clip pentru voi, de această dată este un clip foarte special pentru că decorez de toamnă în casa noastră. Mi-am propus să decorez terasa, să decorez în living, puțin în bucătărie și la final să facem niște fursecuri delicioase pe care să le servesc alături de un ceai. Așadar, dacă decorați de toamnă, voi vi să scrieți în comentarii, să-mi scrieți cam ce idei vă plac din ceea ce veți vedea în clipul meu, iar dacă nu decorați, sau nu acum, vă invit să luați o cească de ceai sau de cafea și să serviți alături de mine, urmărind acest clip care sper să vă delecteze și sper să vă plac. Înainte de toate, însă, vreau să vă spun că acest clip este o colaborare cu Acasă la Raluca, Simpli Alina și Alina Elena T. Sunt trei fete minunate de aici de pe YouTube cu care am mai avut colaborări în trecut și pe care mă bucur tare mult că le regăsesc în această colaborare. Toate vom decora de toamnă, așadar mergeți la fiecare, vizionați clipurile și dacă vă place ce găsiți acolo, mergeți și acordați-le și lor susținere. Vă mulțumesc tare mult și acum haideți să începem să decorăm. Înainte de toate vreau să vă arăt cam care sunt produsele. Dacă cumva nu ați văzut holul cu decorul de toamnă, vă invit să-l vedeți, îl voi lăsa în descriere. Dar cam acestea ar fi obiectele pe care le voi folosi ca să decorez. Sunt cumpărate din Kik, am și din JISC câteva lucrușoare și din Pepco. Mai sunt câteva și acestea sunt lucrurile pe care le-am folosit și în anii trecuți. Sunt aceste două lampioane de la MobExpert și sunt foarte, foarte drăguțe. Mi se pare că sunt perfecte pentru exterior. Acestea sunt lumânările, o păturică pentru exterior, două tablouașe, de asemenea cu tematică de toamnă. E acest arici pe care l-am cumpărat din Kaufland, această tăviță. La etaj, singura zonă pe care o voi decora acum este livingul. Avem în living deocamdată această măsuță cu cele două scaune și vreau să o decorez în stil minimalist, mai ales că de acum încolo această măsuță cu cele două scaune vor fi și background-ul pentru clipurile nealimentare pe care îmi propun să le filmez aici, la etaj. Petrecem foarte mult timp pe terasă, fie că este zi, fie că este seară. Ne place să ieșim cât putem de des, să stăm să savurăm o cană de ceai sau de cafea aici pe terasă. Ne inspiră foarte mult această liniște pe care o avem în grădină și am vrut să decorez special. Am folosit un mobilier de exterior, niște perne pe care le aveam deja de anii trecuți, fețe de pernă din Pepco de vară, le-am schimbat cu fețe de pernă de toamnă. Am folosit niște lampioane și niște beculețe decorative, lumini decorative și alte lucrușoare mai mărunte pe care le-ați văzut deja în holul cu decor de toamnă. Sper să vă placă felul în care am decorat terasa. Acesta a fost decorul terasei și vreau să merg mai departe și să decorez și în living pentru că am câteva lucruri foarte dragi pe care vreau să le pun pe aici. Voi decora mai degrabă în stil minimalist în living pentru că nu vreau să încarc foarte mult mobila.
în bucătărie voi amenaja două spații. Acesta este primul, în care urmează într-un clip viitor să vă arăt cum o să montăm un televizor, dar deocamdată este gol și voi pune aceste decorațiuni de toamnă și coffee cornerul. Înainte de a începe să decorez, m-am gândit dacă vreau să pun cât un detaliu în toată casa sau dacă vreau să-mi aleg niște zone pe care să mă focusez și am ales câteva zone din casă și care, din fericire, mă bucură tare mult cum au ieșit la final. Voi cum preferați să decorați de obicei? Decorați în toată casa și puneți cât un detaliu aici colo, aveți mult decor și vă permiteți să puneți decor din abundență peste tot, sau alegeți ca și mine să vă focusați pe anumite zone. Pe masă întotdeauna țin la îndemână niște condimente și șervețelele. Ne este mult mai practic așa. Am cumpărat din Pepco acum 2 ani această tavă. Am cumpărat aceste cutiuțe din Ikea. Țin în ele Nesquik, pudră și nucă. Cele două recipiente de condimente, piper și sare, sunt din Ikea și celălalt este din Auchan. Acum vreau să pregătesc și fursecurile de care vă spuneam la început. Am cumpărat această cutie cu amestec pentru fursecuri din DM. Rețeta este foarte simplă, se adaugă acest praf, 120 de grame de unt și un ou. Se amestecă, se formează niște biluțe potrivite ca dimensiune și se pun în tavă la copt, în cuptorul preîncăzit la 190 de grade pentru aproximativ 10-15 minute. Când le scoateți din cuptor, lăsați-le 5 minute să se răcească și după aceea puneți-le într-un borcan ermetic pentru a evita să se întărească. Fursecurile sunt gata, să știți că sunt destul de delicioase, puțin cam tari pentru gustul meu. Acum vreau să-mi fac o cafea pe care să o savurez pe terasă. Thank you.
a fost clipul de astăzi, am decorat împreună de toamnă. Vă rog să-mi spuneți dacă și voi decorați de toamnă în casele voastre, dacă decorați, m-aș bucura tare mult să vă fi inspirat acest clip, dacă nu, măcar să vă fi dat o stare de bine. Ne pregătim deja de un anotimp foarte frumos de toamnă, îmi place foarte mult acest anotimp, de aceea am și ales să decorez anul acesta. Vă rog să treceți și pe la Acasă la Raluca, Alina Elenate și Simpli Alina, sigur au pregătit niște clipuri superbe pentru voi și dacă vă place ce găsiți acolo, arătați-le puțin suport. Eu vă mulțumesc pentru tot sprijinul, pentru toată susținerea. Dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să dați like și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Și până data viitoare, aveți grijă de voi. Pupici! Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad. Read your letters and look at your pictures.